Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La mulți ani copiilor, la mulți ani. Noi. Copiii dorm. Toți copiii. Dar în cazul ăsta chiar putem să începem cu ceva pentru adulți. Exact. Să vedem. Da. Ne știți, noi suntem preocupați de nutriție, în sensul că mâncăm tot, de fiecare dată suntem... Dar și citim mult. Ne nutriționăm, cum prindem ceva, pac, mai nutriționăm și noi ceva, Luca, astăzi. Da, mă, da, suntem tot mai buni la capitolul științific. Știi, la știință, da, pentru că noi și urmărim foarte mulți specialiști. Da. Suntem foarte atenți la... Cum vedem un specialist nutriționist, pac, luăm pixul și notăm. Hopel. Da. Și am văzut că la emisiunea Mirelei Voicu de la Antena 3, care, mă rog, acolo vin multe persoane și oameni. Și a venit o doamnă care este nutriționist. Sunt și foarte mulți nutriționiști acum, nu mai știi cum să alegi între ei, dar ei se mai și selectează, practic, și a venit o doamnă nutriționist, care este și medic, înțeleg? Medicul nutriționist Adelina Roșu. O cheamă, n-am auzit de dânsa, dar de acum o să urmărim cu multă, multă atenție. Promite. Da, și ne-a mai zis una alta, ne-a spus că dacă suntem mai agitați așa, să nu mâncăm pește. Piești. Da, de ce? Pentru că peștele nu doarme și el este agitat. Și dacă mănânci pește, devii agitat. Ca peștele, de unde brusc m-am îngrijorat că ieri am mâncat niște găină și mă aștept să-mi crească pene. Cioc. Da. Și eu, domne, cred că somnoros, așa că mănânc porc. Da. Acum am început să fac niște legături. Și la moțe, așa. Da. Pe când nu doarme. Da, și sfore ca porcul, știi? Exact. Doar ca porcul păpușoi, nu știu? Exact. Dar dacă vezi, dacă nu, eu mă gândesc că, uite, am început să rămân fără păr pe cap, dar aș putea să mănânc mai multă mangalița, că mangalița e cârlionțat tot. Dar nu, stați, că trebuie să dăm... Vă rog să fiți atenți la ce transmite doamna medic nutriționist Adelina Roșu, care începe spunându-ne cu alchimizarea cărnii și că peștele e un mamifer care nu doarme. Vă rog să ascultați. Peștele ar fi bine cu legume și cu lămâie, cu acea vitamina C, care să alchimizeze efectiv carnea care ia acidă din pește. Și referitor la pește, e foarte important de unde provine el și e foarte important dacă e sau nu potrivit pentru corpul nostru. Adică? Pentru că peștele, fiind un mamifer care nu doarme, el e treaz tot timpul, iar persoanele care sunt agitate ar fi indicat să nu consume pește. Pentru că le potențiază această stare de anxietate, de agitație. Na. Băi, n-ai cum. În primul rând că peștele... Cu care să începem? Cu care vrei? Hai tu? Cu alchimizarea. Băi, cu alchimizarea. Și cu acea vitamina C. Acea vitamina C, nu alta. Acea vitamina C, care să alchimizeze carnea care este acidă. Vezi, deci... ce e tragic e că doamna în cauză folosește și un ton foarte important. Asta e. Și de asemenea, vieții oameni care se uită la televizor. Mamă, ai alchimizat ceva carne azi? Ai alchimizat, mă, și tu cu acea vitamina C. Peștele, nu vrei să mă nenorocești. Da, ori mănânci. Da, după aia... Băi, deci nu poți... Una, două, trei, patru, șase, șapte cuvinte spune trei prostii. Deci peștele fiind un mamifer care nu doarme. Deci în primul rând că peștele săracul, el doarme. Adică doamna zice, mamă, dacă n-are pleoape, nu poate să doarmă, că stă cu ochii de scris. În cazul ăsta, clar. N-are pleoape, că e în apă. N-are nevoie de pleoape, că nu intră praf în ochi. Crezi că are acvariu acasă și l-a urmărit? Ha? Plus că peștișorii ei săracii chiar dorm. Și cei care trebuie să se miște tot timpul, cum ar fi delfinii sau rechinii, ca să respire, să iasă, uh-huh, dorm cu jumătate de creier. Adică cu jumătatea bună, doamnă. Păi de-aia a spus, mă, că ea aici s-a încurcat un doi pic. Că de-aia să avem, da, grijă ce pește mâncăm. Da, de unde provine el? De unde provine? Adică dacă e de pe dreapta sau de pe stânga fileul? Da. Dacă mănânci, dacă e de pe stânga fileul și a dormit, da, e agitat pe dreapta mare, creierul, nu e ok. Da. Și în fine, peștele invers. Nu e un mamifer. Adică e numele lui, că e pește. Fiind pește, nu poate fi, mă înțelegi? Cred că a vrut să se refere la... Adică ce... Pește care alăptează, ai văzut vreodată? Celebra carne de balenă. Dar balena nu este pește, în primul rând. Păi nu, dar e mamifer. Păi balena e mamifer. Dar peștele nu e mamifer, mă. Păi peștele nu, dar balena da. Și atunci a vrut să zică de balenă și da, s-a... Și nu mâncați balenă. Că n-are cum, e medic. Deci, fiind nutriționist, e normal să vorbească de balene. Da. Dacă mai pui, te rog, am mai avut o precizare interesantă după peștele care nu doarme. Este treaz, fiind care nu doarme, e treaz tot timpul. Asta.
cu legume și cu lămâie, cu acea vitamina C, care să alchimizeze efectiv carnea care e acidă din pește. Și referitor la pește, e foarte important de unde provine el, da. Și e foarte important dacă e sau nu potrivit pentru corpul nostru. Adică, pentru că peștele, fiind un mamifer care nu doarme, el e treaz tot timpul, iar persoanele care sunt agitate ar fi indicat să nu consume pește. Pentru că le potențiază această stare de anxietate, de el nedormind, concluzia e treaz tot timpul. Asta da, corect. Dar mi-a plăcut și moderatoarea. Adică, păi, moderatoarea reacției este corectă. Stai că n-am înțeles. Cum? Tot respectul. Deci, da, deci moderatoarea să știi. Muream de râs, mă prăbăream. Deci, n-aveam cum să mai ajung la nicio întrebare. Îi făceam semn să continui să povestesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.